Şey dam dam dam. Hop hop. Ganz. Ascund o leacă mască în preajma. Oameni nu avem. Acum se conectează vreo doi omuleți frumușei. Și-i dăm start. Deci, băieți, fete. Igor Grosu și-a prezentat echipa, probabil că da, mai ați văzut noutatea, echipa e cam aceeași ca și la Gavriliță, mai mult decât atât. Gavriliță urmează următoarea după Igor Grosu. E straniu altceva. Cum ar lucra chestia asta într-o companie privată? Adică este un om care e manager principal sau top manager sau administrator sau director șef și astăzi îl înaintăm pe dânsul și el într-un fel trebuie să, da, să rulească toată compania. Și ne gândim, nu, haideți să-l punem pe Island. Și mâine dăm el, e boss, el e șef. Ei, fi, în orice caz, eu am făcut așa un studiu, m-am uitat cu ce s-au ocupat oamenii din echipa asta în trecut. Și am hotărât așa, eu n-a să dau citire la tot trecutul oamenilor cu ce s-au ocupat, e prea multe informații, dar dacă rezumăm și prin ce, da, câteva puncte importante sau prin ce se leagă fiecare din ei, adică cariera la fiecare prin ce e legată, în primul rând fiecare din echipă, Mai Sandu, o muncit, o studiat undeva prin Statele Unite sau a făcut careva studii. Pe lângă asta, iată, Viorel Cibotaru, a fost ministrul apărării. Din 2006 până în 2011 a fost analitic politic în studii politice a Republicii Moldova și așa mai departe. Dar cel mai important că a fost ministrul apărării. Și de aici apare întrebarea, cum tu om al apărării, mai mult decât atât ministrul apărării, când știi că din țară se fură, că la conducere sunt criminali, atunci tășeai și nimic la nimeni nu spuneai, te aranja locușorul de muncă care tu îl îndeplineai. Da? Viorel Cibotaru. Dar acum în 21 ies tăți așa vioi și ne povestesc nou despre corupție. Aproape toată echipa, cum am mai spus eu anterior, de 7, 8, 10, 12, 18 ani, inclusiv Igor Gros și Maia Sandu și Pele de Meu, foarte bine știu situația din Republica Moldova și cine cu ce s-a ocupat și cine ce fura. Mai mult decât atât, Filat era șeful lor. Care a fost argumentul Maia Sandu când a întrebat odată la un interviu? Băi, nu te deranja că Filat, da, făcea mahinațiile care le făcea, dar tu lucrai sub palma lui. Păi eu nu aveam treabă și nu știam eu cu ce se ocupă, eu mă ocupam de treaba mea. Ei, hai lasă, adică de Plăhătniuc noi știm cu ce se ocupa, de alți criminali, Dodoni, noi știm cu ce se ocupa, dar iată de Vlad Filat noi nu știm pentru că el e șeful nostru. Mai mult decât atât, nici un interviu eu n-aud de la oamenii și mai ales din echipa PAS, eu n-aud să mai spună ceva despre Vlad Filat. Când omul ăsta, el are milioane bune, credeți-mă, el să trăiască el și copiii lui și nepoții încă minunat. Nici un cuvânt de Vlad Filat, dar de Plăhătniuc știm că fura, de Dodon știu că furăm, de Șor știu că furăm, de Filat nu. Deci, ce îi leagă pe oamenii ăștia în primul rând? Asta fiecare din trânsii, practic, e consultant la NATO. NATO, în două cuvinte mai simple, asta e o organizație americană mondială de armată, da, care s-a desfășurat în toată lumea armata lor. Armata Națională a Moldovei, inclusiv, e echitată de către NATO. Și în perioada când a fost Pele de Mel la conducere, nouă ni s-au făcut multe drumuri naționale. Adică multe drumuri au investit americanii, au adus Ștrabac și turcii care ne-au reparat toate drumurile naționale lungi din Republica Moldova. Asta nu a fost evident. Adică a fost gratuit, în schimb la un punctișor important din contract, asta în caz de război, băieți, Republica Moldova e de partea americanilor. Și dacă nu de Doamne, dar nu negăm cazul că în caz de un război,
Rusia prima ne mănâncă pe noi, da? Pentru că noi n-am avut câțiva lei a noștri să reparăm drumurile, am avut nevoie așa de un contract din partea la NATO. Și adică toată echipa Mai Sandu sunt consultanți pentru NATO. Adică pentru armată. Ceea ce e foarte straniu, nu știu. Eu să cot că Republica Moldova trebuie să fie neutră din punct de vedere la armată sau la careva război. Pentru că nouă ne trimite o rachetă că peste cap și am dispărut ca stat și ca oameni. Fie. Ceea ce am vrut să discut de planul lor economic, da? Adică fiecare din trânșii, eu nu vreau să dau citire prea multă să fie life-ul, dar fiecare din trânșii are niște merite, niște medalii, câștiguri și așa mai departe. Adică și majoritatea vin din finanțe, din economie, din bănci, din bănci, bănci mondiale, internaționale, lucru din trecut, de unde ei vin cu sute de mii de dolari câștigați. Și straniu că în Republica Moldova ei nu pot să facă chestia asta, dar pe plan mondial o făceau. Și deci ei vin cu așa idei, că noi a să atragem investițiile din Europa. Băieți, haideți să începem cu realitatea. Europa, iată eu de exemplu unde mă aflu, alții unde se află, orice țară europeană să o luăm aparte, uite în ograda ta sau undeva pe alături. Nu, fiecare țară și are problemele lor și investițiile și planurile lor pentru dezvoltarea țării personale și bunăstarea poporului lor. N-au ei planuri să-ți investească ție în Republica Moldova. Haideți să fim odată și odată realiști, pentru că dacă o oarecare țară europeană prea să ne ajute pe noi, oamenii lor a să iasă la meeting-uri și a spui, băi, unde, cu ce ocazie banii se duc undeva în oarecare Moldova când ne întrebă la mine să fie dat trotuarele alea mai bune? Sau pe noi ne-a bătut vântul sau a fost o cataclismă oarecare și voi nu aveți bani pregătiți pentru că îi trimiteți în Republica Moldova. Și spre spunem, au fost câteva tranșe, da? Haideți să vedem în cifre și în calcule cum asta arată. O dată în 4, 5, 3, 9 ani, în Moldova vin, să zicem, că din Uniunea Europeană donații de 100 de milioane de euro. 100 de milioane de euro, eu i-am transferat astăzi 2 miliarde de lei. Iată, o cifră destul de impresionantă la prima vedere, da? Dar dacă noi o împărțim, noi avem în cadru public sau bugetari, să zicem așa, lucrători la stat, avem 325.000 de oameni. Și atât cum noi avem propca sau problemă economică în țară și nu avem de unde achita bugetare sarmane de la căi ferate așa și așteaptă, păi iată, noi împărțim doar o tranșă care ți-ți o fac odată în 5 ani Uniunea Europeană de 100 de milioane și dudice, mai mult noi nu-ți putem da. Și ia câte le-s, 2 miliarde, mai aproape le-a cădat de cameră, 2 miliarde, le-am împărțit la 365.000 de oameni bugetari la care noi trebuie să le dăm banii și ies 6.100 de lei. Adică noi nu, în mediu, unii iau 25-30.000 de lei, judecători și așa mai departe, unii medici au câte 10.000. Dar alții au câte 2-3. Și în mediu, iată, 6.100 cam și iese. Asta noi o lună, dintr-un ajutor investiție de la Uniunea Europeană, am plătit doar o lună salariile la test bugetare și gata. Iată ajutor care poate să-l dă Europa. Și asta e odată în 5-6 ani. Eu vin cu mesajul, nu că noi să nu ne unim cu Europa, eu vin cu mesajul că e timpul să mișcăm lucrurile în țară. Să ne gândim noi cum să facem bani. Și toată echipa Mai Sandu, care de mult îndeplinesc diferite funcții în stat, toți vin din finanțe, bănci, economii, mai nu premii Nobel acolo am văzut, că nominant la premiul Nobel. Dar la noi în țară, ceva și nu știu cum asta se fac. Și asta e foarte straniu. Deci, Alla Nemirenko, ministrul sănătății în trecut, și așa mai departe, are, eu am vrut să nu mă ating în genere de Alla Nemirenko. Eu sunt cot cu oamenii din sectorul medical, nu trebuie să-i atingem. Cum mai păcate, cum mai puțin păcate, dar le dăm pace. Și apoi înainte să ies, da, mai ales că anume eu a fost nominalizat la premiul Nobel, are diferite
lucruri interesante peste hotare, diferite proiecte și eu m-am gândit, wow, în genere, super, e un om destul de deștept. Zic, nu mai niente de însă, înainte să ies din casă m-am gândit, ia stai băi, noi suntem în criza pandemică, țara numărul 1 de pe teritoriul Europei, cu problema pandemică, fiecare zi 1000 plus oameni îmbolnăviți, 30, 28-30 decedat zilnic, și anume omul cu premiul Nobel, care e decernat medalca pentru muncă în Moldova, ceva de genul ăsta, adică super stea care o primește rar cine. În criza pandemică, când anume aici e trebuie să evidențieze, noi suntem cei mai jos din toată lumea, din toată Europa. Rezult că toate fleacurile astea care eu totuși le-am citit despre fiecare dintr-un și niște studii, niște... wow! Parcă, nu știu, cei mai dezvoltați oameni de pe pământ. Adică eu citeam și mă gândeam, wow, 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 asta e greu. Aici ai de învățat și îmi pare într-adevăr complicat și oameni mega dezvoltați, până și nu ne-am pus creierul în mișcare, că băi, are e teta asta pe foaie scris. Dar iată când a venit criza pandemică, nu știu ce să facă. Iată aici noi vrem să vedem nominalizarea la premiul Nobel. Aici noi vrem să vedem medalca pentru o muncă în stat. Dar nu, foarte frumos scris pe Wikipedia și tu când citești te gândești, da, așa om parcă ar trebui să fie în funcție. Dar când deschizi ochii în realitate și ieși afară, te gândești, nu, ceva, tot ce-i scris acolo pe foaie nu funcționează. Așa e ca Alan Emerenko să mă ierți, dar anume în criza pandemică tu trebuie să-ți arăți cât ești de bun în sănătate publică. Dar nu, că nu știu unde acolo, a fost decernată la premiul Nobel. Asta n-are niciun sens. A venit o problemă reală, tu n-ai știut cum să te isprăvești. Ești un ministru omul sănătății sau nu, tu trebuie cu dânsul să lucrezi. Adică să vii cu sfaturi, cu îndemnări și cum să facem mai bine. Când noi acum, dacă nu mă încurc, eu nu știu cum activează și îmi pare că oamenii sunt sătuli și nu mai ascultă toate prostiile care le se interziceri sau lockdown 2021, acum care are loc recent, până nu știu cât aprilie. Eu n-am întrebat, dar eu presupun că oamenii se plimbă, se duc la lucru și gata. Nici nu atrag atenție la ce le se interzice. Dar să presupunem, iată, acum lockdown-ul 2021 a fost aprobat, da, situația e foarte rea în privința la coronavirus, tot normal. Dar iată, în 2020 a ieșit Pavel Filip și a spus că, băi, situația e rea, trebuie să facem lockdown. Și atunci domnul Alaiba și colegul lui Mihai Păpșoi și încă Radu Marian, îmi pare că, mai scurt, nu au votat pentru lockdown dintr-un simplu motiv. Ei au argumentat asta așa. Noi nu votăm pentru că Pavel Filip nu a ieșit cu un plan concret. Am o apare întrebarea. Da, nu este care e planul concret? Iată, amutul l-ai votat, amul trebuie lockdown, amul situația pandemică e grea, dar care e planul? Cum să ieși tu din situația pandemică și să ajuți oamenii? Am trecut, au fost câteva beneficii din punct de vedere la creditare. Iată, cine avea credit, cichi-cichi tu, vin la sebo și tu, nu plăteau creditul până nu se termină lockdown-ul și toate prostiile. După cât știu, asta așa e un mic ajutor pentru oameni a fost. Nu plătești credit în perioada asta de pandemie. În rest, nu știu care facilități au mai fost. În orice caz, cam așa e. Alaiba anul trecut nu a vrut să voteze, dar anul ăsta deja au votat. Dar planurile nu s-au schimbat. Tax, informații Andrei Spână. Am vrut să discut și o leacă despre Andrei Spână. Acolo niște sume așa frumușele. Eu nu zic că o mare dreptă, dar totuși. Andrei Spână, unde el? Aha, iată, Andrei Spână a declarat. $350,000 eu câștigat dintr-o companie care are el, o administrează internațională, nu pe teritoriul Republicii Moldova. Moldova nu trebuie, trebuie în altă parte. $25,000 au câștigat de la alte companii care tot o administrează, tot noi, Republica Moldova. $73,000 au avut indemnizația pentru copil și iată una dintre companiile înregistrate, băieții Tucma, în China. Adică China, țara aproape cu cel mai bun buget în lume,
Andrei Spânul hotărât că facem business acolo, în Moldova nu e. În Moldova eu o să vin numai ca expert. Eu o să mă întorc la mine în țară, ca expert, deodată o să mă iei la parlament, cu uite și CV bun am. Băi, dar și lucrează în tehnologii informaționale, dar Moldova nu are nevoie de tehnologii informaționale. Mai mult decât atât, noi suntem o lecție puternici în domeniul dat. Adică, numim asta așa, zadroți. Dacă se iei un tânăr din țara noastră, un maladoi, un băițel, un copil de-a vostru, și se iei unul din Europa, chiar și din România, a noștri mult mai bine înțeleg și se adaptează la spațiul internetului, de atât că noi nu blocăm diferite site-uri. Și noi avem surse de informare rapide, tot e dizgolit, să zicem așa, de atât că avem acces la site-uri rusești, care tot sunt fără niciun bloc. Și noi avem surse de unii repede să învățăm, pe când în țările europene multe nu sunt accesibile și trebuie să achiți toată informația asta. Și în genere nu chiar îi se bazează așa pe domeniul IT. Dar la noi tehnologii informaționale și IT, asta ar fi o sferă, adică e și așa e mai bună decât în țări europene. Dar Andrei Spânul a hotărât, nu, haideți, eu în China să nu dezvolt. Pe când aici școlierii tăie, băieți de 14, 15, 16 ani, puteai să le faci un curs de vreo 3 luni și ei deja să câștigi vreo 1000 de dolari pe lună, da? În domeniul tehnologiilor informaționale, fiind încă școler. Și aveți să-și ajute cu 1000 de dolari o leacă mama, o leacă bunica, o leacă bunelul. Pentru că în spațiul internetului n-ai nevoie de CV minim 18 ani și nu știu ce. Nu, acolo te întreabă, site-uri poți face, testa, poți, coduri, scrii, poți, pot. De-i bătaie, câți ani tu ai pe noi nu ne interesează. Dar ce înțelegem noi? Andrei spune mai bine, știi cum e mai bine pentru buzunarul lui. Și nu-i atași cineva lui biznesoașele, să zicem așa. Și e calm acolo în China. În Moldova nu trebuie. Și iată Natalia Gavriliță. Natalia Gavriliță are diferite proiecte interesante la fel, la bănci internaționale, bănci de prin Statele Unite. Am câștigat tot de acolo granturi, proiecte, medalii, mai scurt, bravo. Nu știu de ce în Moldova ei asta nu pot face. În alte țări putem, în Moldova nu putem. Și iată Natalia Gavriliță, probabil că ar fi ministrul finanțelor, cum și-a fost și a economiei. Dumnezeu, are 3 automobile și doar un apartament. Dacă Igor Grosu are 2 case mărișoare, 2 imobile care nu le-au numit și încă un apartament care îl dă închirie, automobile și bogății și 3 copii crescuți și învățați peste hotare. Natalia Gavriliță o leacă mai simplu. 3 automobile, dintre care unul e Lexus și doar un apartament din declarațiile dumneiei. Și acum tot noi discutăm echipa, guvernul, anticipatele și așa mai departe. Dar n-am văzut de la domnul Alaiba și de la nimeni din trânșii care bloggeri își postează 8 ore în zi în loc să lucreze, nici o informație despre căi ferate. Eu o lună în urmă am avut un live aproximativ unde am spus căi ferate cu minus 500 de milioane. Vreo 2 săptămâni în urmă am spus băieță căi ferate cu minus 660 de milioane. Și acum noi ne trezim căi ferate minus 780 de milioane. Într-o lună și o lună sau o lună și o săptămână s-a dus în minus cu 280 de milioane. Și nimeni nu oprește chestia dată. Asta iată, Natalia Gavriliță, finanțe economiei, Andrei Spânul, finanțe economiei, Igor Grozu, finanțe economiei. Și restul, dar nu știu, eu nu pot spun de Bolea sau de alții, că ne pare că o leacă asta sunt oameni în genere, inaplaniteni, care... Eu nu știu și poate să cunoască Bolea decât să fie Guraliv, da? Sau cineva din echipa lui Șor să spui planuri concrete. Dar iată aici sunt oameni care într-adevăr cu mega studii prin Harvard-uri, să zicem așa, om cu care poți să grăiești, da? Pe tema dată. Pentru că cu Bolea eu nu știu și pot eu să grăiesc cu Bolea despre finanțe și economie. El știe o leacă schemă, da? Ilan Șor știe străjii la cameră din Israel și cum se facă machinații bancare. De ce eu nici nu discut despre dânșii? De aici oameni învățați prin America, prin Harvard,
timp de o lună la Căiferați s-au mai dus minus 280 milioane și nimeni nu spune despre asta. Și nu spune cum să oprească asta. Experți economici. Până în final, băieți, noi achităm miliardul. Noi să achităm și Căiferați. Oamenii din noiembrie așteaptă salarii de la Căiferați. Acum aproape aprilie. Da? Iată, da, mă, am încă o lecuțică, jumătate de an oamenii stau fără salarii. Dar Păpșoi, cine acolo, a meu, dragul meu, Alaiba, Marian Radu, Mr. Pichison, n-am vrut să dezbat tema asta, dar tine. În orice caz, toți oamenii ăștia continuă să primească 20-25 de mii și diferite bonusuri și pluri. Și continui să mai lucrez la niște proiecte americane prin intermediul ambasadei SUA și de acolo mai au venituri. Net acolo un 50.000 pe lună lui vine. Măcar unul dintre ei și-a zis, băi, îți dăm un 15-20% din salariile noastre și scăpăm de măcar de salariile la Căiferați. Ei să ne mulțumească și uite, ei după asta să ne facă nouă reclamă pe stătă să spui, băi, pasă-ți bravo, ne-au dat bani, pasă-ți bravo, ne-au scos din criză, din situație, ne-au dat de o bucățică de pâine. Nu, că de buzunarul tău cui tu vrei să-l dai? Hai, fii, din 20, 30, 40, 50 mii de lei, ți-ai jele să dai 10, da, să te împarți cu Căiferați. Dar este așa un omuleț pe nume Andrei Spânu, care a declarat peste 400 de mii de dolari că i-a câștigat. Abhadeți, poate, în criza pandemică, dacă o dat și tu vrei votul oamenilor, dar de tot din 400 de mii de dolari, un 10 mii de dolari acolo în parte. Odată în viața ta, nu ți-a fi nic, fă o donație. Și iată, la Căiferați oamenii le-ai ajutat alea. Dar așa, vorbe. Igor Grosu, 18 ani lucrează în economii, țara an de an se duce în minus. Și el nu știe cum să oprească minusul la Căiferați. Pentru ce mai merg trenurile sele? Este răspuns, am mai spus eu, că sunt puncte contractuale care tu nu poți să le oprești. Ca să, din cauza la asta, ați fi nevoit statul Republicii Moldova să plătească încă mai mult. Dar așa noi ne ducem în minus, am us 770 de milioane, a să ajungem aproximativ la 1 miliard și 200 și apa să spunem Uniunii Europene, dați-ne vă rog 100 milioane de euro, noi să acoperim bord așa, așa ne dai 100 milioane de euro, dar nimeni nu ți le dă degeaba. Băi, vouă niciodată nimeni n-ați voia să vă spui pentru ce ți-o dat banii, pentru că întotdeauna ești un, da, cumpăr vânt. Adică ți-i dă 100 de milioane, dar nu ți le dă pur și simplu. Îți dă pentru, sau un oarecare, iată așa, un punctișor contractual, cum cu Căiferați, că tu nu poți nimic să faci. Ești nevoit să margă întreprinderea mai departe, altfel astea amendeze toate țările lumii. Fix așa au fost făcut cu drumurile. Pe ledemie, în anii de conducere, au făcut un lucru bun, drumuri naționale, se lăudau peste tot, noi am votat și am spus, wow. Dar nu a ieșit nimic cu punctișorul acela din un scris mic, contractual, și să-ți citească. Că nu, e datorită la drumurile date și datorită la ceea că semnăm contract că vrem în Armata Națională să investească SUA, în caz de un conflict armat, de un conflict de război, suntem nevoiți să luăm partea SUA și să ne împușcăm cu Rusia sau cu alte țări care pe noi sunt atași. Sau care se consideră SUA că da, noi trebuie să luptăm cu acele antițări. Sper că noi n-a să ajungem la război. Dar 80 de ani în urmă noi tot am crezut că n-a să fie război, dar a fost cel mai puternic război din lume, da, a doilea război mondial. Și americanilor le-i tot una. Pe dânșii aproape nu-i costă nimic să întreții armata aceea ta națională. Întrebarea nouă, ne trebuie tare armata aceea națională. Tare mult a jucat rol, cum îl cheamă? Viorel Cibotaru, că a fost ministru apărării. Tare mult ne-a apărat de la furtul miliardului.
Tare mult nu apărat de la diferite mahinații, tare mult nu apărat de la privatizări, tare mult nu apărat de la furtul din aeroport, da? Și privatizarea aeroportului și așa mai departe. Ministrul apărării. Și aici el poate să vie și să zică ministrul apărării externe. Și gata, el Galăcica s-a luat-o, pentru că el nu răspunde, el numai de externe. Băi, tu ești ministrul apărării omului cetățeanului din Republica Moldova. Și când o trebuie să ne aperi, tu nu ne-ai apărat. Și amu, iată, lista de candidați, iar el a să fie ministrul apărării. E, cum noi numim asta? Ministrii noi cu borți vechi, da, sau cum? Adică aceiași oameni iarăși vin la conducere și iar încearcă să ne demonstreze că de azi înainte a să fie mult mai bine. Dar n-a să fie pentru că o bună parte, iată, ca căi ferate, deja s-a dus într-un minus mare. Tu dacă 7 ani în urmă n-ai putut să faci nimic spre bunăstarea poporului, amu cântet încă mai mult o trezit, drumurile încă mai tare s-au stricat, canalizația din blocurile din anii 60-70 mai mult o putrezit, tu cu atât mai mult n-ai să poți să faci nimic. Dar eu înțeleg că tu vrei carieră, vrei să fii popular și vrei un 30.000 pe lună. Bine, v-am pupat și am plecat.